Prin legea 116 pe 2016 s-a dat posibilitatea românilor care nu au vechime în muncă sau nu suficientă pentru a putea beneficia de pensie să-și cumpere vechimea. Ei pot face asta în termen de 6 luni de zile, începând din 27 octombrie 2016. Puțin sunt însă maramureșenii care profită de această decizie a autorităților. Până la această oră avem înregistrate un număr de 66 de contracte de asigurare în această pentru cumpărarea vechimei, contracte care se ridică la valoarea de 420.547 de lei. Din aceste contracte, 15 au fost încheiate în cursul anului 2017. Reprezentantul Casei Județene de Pensii Maramureș apreciază că sunt destul de puțini cei care și-au cumpărat vechimea, dar se așteaptă ca numărul lor să crească odată cu trecerea timpului. Sunt persoane care se apropie de vârsta de pensionare și nu aveau vechimea minimă necesară pentru a se putea pensiona. Sunt persoane care au fost plecate în străinătate și le-au lipsit ani, câțiva ani sau câteva luni în carnetul de muncă pentru a putea beneficia de pensie. Sunt diferite categorii. 27 aprilie este termenul până la care mai poate fi cumpărată vechimea în muncă.